Lupta sângeroasă la Timișoara în plină stradă. Mai mulți migranți s-au bătut pe bulevardul eroilor de la Tisa, iar la un moment dat, unul dintre cei care participau la încăierare a scos un cuțit pe care i l-a înfipt cu sete în spate de opt ori unui alt migrant. Trecătorii terifiați de scenele desprinse parcă din filme au alertat imediat poliția. Mai multe mașini ale poliției, dar și echipaje medicale au ajuns de urgență la fața locului. Bărbatul înjunghiat a fost transportat de urgență la spital. Atacatorii au fost prinși mai târziu, în noapte, într-un parc din Timișoara. În cursul serii de duminică, în jurul orei 28 minute, polițiștii secției 2 urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe bulevardul eroilor de la TISA din municipiul Timișoara s-ar afla o persoană înjunghiată. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 35 de ani, care a fost transportat la în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, polițiștii efectuează verificări în vederea depistării persoanei bănuite de comiterea faptei, precum și pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, transmit reprezentanții IPJ-Timiș.